Eroul de la Sevilla și-a dat ultima suflare la 65 de ani, la scurt timp după ce a ajuns la spitalul militar din capitală. Se pare că acesta a început să se simtă rău în timpul weekendului și a avut nevoie de îngrijiri medicale, însă nimeni nu s-a așteptat la un scenariu atât de sumbru. Helmut Ducadam și Zeița de la Montreal, așa cum i se mai spunea Nadiei Comăneci după ce a reușit o performanță istorică, la fel ca fostul fotbalist, se cunoșteau. Ba chiar în primăvara acestui an avuseseră ocazia să se revadă și au și imortalizat momentul. Astfel că fostei gimnaste i-a fost cu atât mai greu să accepte vestea tristă. Și îmi pare rău să aud. A fost un om deosebit bun bălând. O mare legendă, primăvara acestui an a adus un moment extrem de important pentru Ilie Năstase, un eveniment ce a adus la sala Palatului nume grele din sportul românesc, dar și din sportul internațional. Nadia Comăneci s-a revăzut cu Helmut Ducadam, iar clipele au fost imediat și postate pe contul de Instagram al fostului portar. În imagine mai apar și Camelia Potec, dar și Boris Becker, Nasty. Documentarul despre marele Ilie Năstase merita văzut, a scris la acea vreme Helmut Ducadam.